Rămași fără 8 puncte și poziționați pe ultimul loc în Liga 1, vasluienii au hotărât să facă mutări importante și la nivelul conducerii administrative. Oficialii clubului își doresc să aducă în funcția de președinte pe Gheorghe Chivorchian, fostul președinte al Timișorenilor. Dacă acesta își dă acceptul, cel care era președinte până acum, Ciprian Damian, va trece pe postul de președinte al Consiliului de Administrație în locul lui Dragoș Iftimie, iar acesta din urmă va fi director general al clubului Galben Verde. Fost președinte și la cea Arhleul Chivorchian s-a aflat în discuții avansate și cu Fece Botoșan pentru preluarea aceleiași funcții. În vârstă de 57 de ani, fostul conducător al Politehnicii Timișoara este un personaj cu notorietate în Liga 1, grație experienței de 25 de ani în calitate de conducător. Este bun prieten cu Dumitru Dragomir, șeful LPF, fiindu-i și naș.